Nu cred că avem nevoie de motive ca să spunem prietenilor cât de mult îi iubim. De aceea, ori de câte ori avem ocazia, nu trebuie să ezităm de a ne exprima dragostea și recunoștința față de ei. Prietenii semnifică atâtea lucruri în viața noastră încât nu poate fi descris sumar. O vorbă bună, din suflet și o orare în momentele speciale sunt esența și întreaga semnificație acestor personaje în viața noastră și care pot aduce zâmbetul pe buze și o lacrimă de bucurie în ochii lor. Victor, sunt o companie surpriză de roșie, dragi. N-am uitat de această zi frumoasă, de 15 aprilie, cu întârziere, vinem pe 20. Vrem să vă dorim multă sănătate, fericire, dragoste, visele de astăzi, să vă devii realitate și tot bine de lume care mi-l doresc, vă doresc și dumneavoastră. O persoană dragă care este departe de dumneavoastră, dar cu inima, cu gândul este mereu de dumneavoastră, am venit să fac ziua mai specială, mai dulce și de neuitat. Cine credeți că este autorul acestei surprize? Cred că sunt Finiei, de Anaș coleg, care cum se află de parte. Eu sunt sigur că ei nu au uitat de mine. Da? Bine. Haideți să vedem pe parcursul surprizei. Da. Țineți acest buchet de flori, să fiți așa flori de primăvrei, un floresc și miroase, așa și dumneavoastră. Și la orice masă observatoare, o torță, o torță, o torță, o torță, din partea autorilor. Da. V-ați dus în eroare, da? Da. Mult stimata și deosebita mea verișoară, Elvira, ai prins un frumos buchet al anilor care, cu succes și realizări de sine, a semplit frumos și ani 45. Îți dorim viață lungă, plină de succese și aventuri alături de cei dragi sufletului. Mult noroc în toate deciziile pe care le vei face și orice zi să fie presurată cu zâmbete și înfrumusețată de oameni care te apreciază la justa valoare. Te-ai ca toate gândurile bune să devină realitate, prietenii adevărați să rămână mereu aproape, iar dragostea să fie cea pentru care merită să o trăiești o viață. La această frumoasă și remarcabilă cifră, astăzi urlă de frumos și întâmpină că pe o victorie, înțelegând că în urma lor au rămas realizări și amintiri frumoase, iar viitorii ani care încă vor veni să fie numai puțin buni și cu multă prosperitate și liniște sufletească. Și dacă prietenul la nevoie se cunoaște după cum e vorba, apoi noi o zicem cu exercitate că acel prieten bun și sertor la nevoie este printre noi și tot respectul nostru să-l dedicăm ție. Să împlim paharele cu vinul bun pentru a cinsti cu veselie ceea ce numim prietenie și om de omenie. Să cânte astăzi pentru tine clinchetul paharilor și muzica lăutarilor, iar noi cu toții de ziua ta să furăm ca frumoși ani ce-ți vin în care să fii cu sănătate. Cu mult drag și dor nespus a ta vireșoară Natalia, mătușa Tatiana cu Vadim. La mulți ani! Să fii sănătoasă! Să le mulțumesc mult, Natasha, doamne Tatiana și Vadim, pentru această fericitoare. Sunt foarte emoționată, pentru că nu de mult am primit un cadou de la dânsele și sunt foarte mulțumită, sunt de parte de noi, dar știu că sunt cu inima alături ele. Totdeauna ne-au stimat, ne-au purtat gândul, totdeauna au fost alături cu noi, chiar dacă sunt departe. Le mulțumesc mult, le doresc sănătate și visurile care și le-au pus să le îndeplinească, pentru că-s duș. Mă rog, asta e soarta, asta e viața, fiecare dintre știere, nu ne întâlnim foarte rar, dar sperăm în curând să ne vedem și să mai sărbătorim o sărbătoare împreună. Îi doresc și lor bine Paștele, un Paște fericit și să-i aduc mult bine, noroc și sănătate. Și tot ce s-a pus în gând să ne se primească. Vă sărbătăm, vă iubim și vă dorim mult sănătate. Și așteptăm acasă. Vă așteptăm, sigur. Mulțumesc mult! Iar acum noi înflorim soțul dumneavoastră, care are grijă dumneavoastră să înfloriți așa ca florile. Ce-i urează soție? Soției doresc mult, mult sănătate. Mulțumim că întotdeauna m-a susținut în toate cele grele. Și doi băieți frumoși, Denis și Iulian. Mulțumim pe Tania și Natasha la mulți ani și vă așteptăm acasă să sărbătorim împreună sărbătoare. Mulțumim lor, totdeauna au grijă de noi și au să gândesc la noi și ne susțină. Nu uite de această zi. Nu. Și au făcut o surpriză tare mare. Elvira.
Da. E dus în eroare. Bine, dar a trecut o venit felicitare la și Nadine, atunci asta nu vreau. Da. La mulți ani, ce așteptăm acasă. Oferiți fericire celor apropiați. În spatele unei surprize se ascunde dorința de a transmite o emoție. Compania surpriză de la cei dragi menține zâmbetul pe buze persoanelor dragi. Faceți fapte neprevăzute și surprindeți pe cei dragi sufletului, iar noi vă oferim garant că le vom livra moment de neuitat.